în fața porții Petru Noiere. Bate Bălașa. Minutul 27. Bălașa spre poartă. Gol! Gol! Bălașa! Ce perioadă fantastică pentru executanții loviturilor libere din echipele noastre. Bălașa iese la rampă cu o execuție impecabilă în minutul 27 și deschide scorul. Fantastic! De la 30 de metri prinde vinclul mingea șutată de Bălașa. După cum am spus, parcă am anunțat acest gol. Se pare că Budescu are concurență la bate loviturile libere. E o concurență benefică și dacă am văzut două goluri superbe în aceste două meciuri, sperăm poate să mai găsim și un al treilea executant să tot avem parte de asta. Din această seară chiar a fost un efort considerabil venind, ajutând foarte mult în partea asta. Heida. Avem. Hayek. Careu, probleme, o centrare și este gol! Gol marcat, evident, de Cârmencic, la prima eroare majoră comisă de defensiva vicecampioane României. Într-adevăr, marchează Cârmencic, un oportunist de meserie. O greșeală a lui Momcilovic, din păcate, a dus la marcarea golului. Momcilovic primite mingea în spate, involuntar, cu călcâiul, după această centrare a lui Zeman. De acolo, frumos, Kopitz trimite în fața porții pentru Cârmencic, minutul 65. După meciul, tura a fost puțin șifonat de patronul Stelei, legat de introducerea lui Achim și acum îl vedem pe Achim. Ocazie de gol, gol! Gol! Teixeira! Teixeira readuce echipa noastră în avantaj cu un gol splendid marcat în minutul 71 dintr-o fază care nu a anunțat foarte multe, la fel ca în partida tur. Teixeira apare la finalizare și trimite în plasă. După cum spuneam, este unul golurilor decisive și acest gol cred că valorează cât două goluri. Totuși Steaua, în eventualitatea primirii unui gol, nu este ieșită din calcule, ceea ce este foarte, foarte important. A fost Tănase, un șut blocat, mingea a ajuns la Teixeira și de acolo, sub bară. În minutul 71, FCSB reușește să marcheze în poarta victoriei Pilsen. Și, iată, favorita la calificare se schimbă din nou. Personală să revii după ce ești condus de două ori. Cum ți se pare prestația lor față de ceea ce ai trăit anul trecut cu Astra? Da, registrul, să spunem că a fost puțin diferit. Vedem? Întrerup șansă de gol și gol! 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 Gol marcat de Tănase! 3-1 pentru Steaua aici la Pilsen și mare parte din ecuația calificării este rezolvată. Dică nu se bucură exploziv în stilul José Mourinho. A văzut multe la viața lui ca jucător. A trăit multe. Iată încă o fază pe care o reușesc cei de la FCSB, profitând de o greșeală în defensiva cehilor. Ali Bek cu o pasă nemaipomenită pentru Tănase. Șutul acestuia se oprește în plasă. 1-3. Victoria Pilsen FCSB, la acest scor evident calificată în play-off-ul Champions League, este formația noastră. Într-adevăr, un gol izbăvitor. Cehii au nevoie de 3 goluri pentru a se mai califica. Lucru destul de greu de realizat.
Spuneam ieri la conferința de presă, non ce due senza tre. Nu există doi fără trei, nu sunt suficiente două victorii ale echipelor românești aici pe Dosa în Arena, fără să fie completate de a treia. O minge câștigată de Teixeira. De care, neobositul Teixeira. Da, îl obligă pe Horava să faulteze și este lovitură de la 11 metri pentru vicecampioana României. Pe care o va executa capitanul Denis Alibec. Denis Alibec și securizarea calificării în play-off-ul UEFA Champions League și peste 10 milioane în bugetul echipei. Minutul 79. Denis Alibec față în față cu Petru Bolek. Alibec. Gol! Gol Steaua, 4-1. Minutul 79. Alibec pune cireașa pe tortul acestei victorii. Mai avem de jucat 11 minute, dar foarte greu de gândit că se mai poate întâmpla ceva. Fanii au început să plece de pe Dosa în Arena. A treia victorie obținută aici de o echipă românească. După Petrolul și Astra vine rândul vicecampioanei României, FCSB. Fanii români prezenți în spatele porții lui Niță. O repriză cu un final incandescent, în care Teixeira, Tănase și Alibec au marcat într-un interval de 8 minute. 71, 76, 79.